Promisiunea zilei pentru tine, astăzi din Ioan 10:28, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel: Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor muri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Acest cuvânt vorbește despre minunata siguranță pe care o au credincioșii în Hristos. Noi credem în siguranța veșnică a celor sfinți, mai întâi pentru că ei sunt ai lui Hristos și El niciodată nu își va părăsi oile pe care le-a cumpărat cu prețiosul său sânge și le-a primit de la Tatăl său. Noi suntem darul Tatălui pentru Fiul și Tatăl nu își va lua darul înapoi. Oile sunt o frumoasă ilustrație pentru creștini. Oile sunt animale curate și creștinii au fost curățați de păcatele lor. Oile stau împreună și așa fac și adevărații credincioși. Oile sunt blânde și creștinii ar trebui să fie neprihăniți și blânzi. Oile au nevoie de un păstor, de îndrumare, de hrană și noi avem nevoie de Hristos pentru protecție spirituală, pentru călăuzire zilnică și pentru hrană spirituală. Noi credem în siguranța veșnică a sfinților, pentru că El este Cel ce dă viața veșnică și dacă ea este veșnică și siguranța sfinților este veșnică. Domnul Iisus vorbește despre viața veșnică și aceasta exclude posibilitatea ca ea să aibă vreun sfârșit. Domnul Iisus declară că cei credincioși sunt în mâna sa, din care niciun vrăjmaș nu-i va putea smulge, nici chiar căpetenia iadului, care este Satan. Fiind ascunși în mâna unui Mântuitor atotputernic, ne aflăm în cea mai mare siguranță. Partea noastră este să dăm la o parte orice teamă firească și orice încredere în noi înșine și să rămânem plini de pace, ascunși în mâna răscumpărătorului nostru. Iubitule ascultător, tu poți avea viața veșnică, nu doar viața pământească. Această viață veșnică se află în Domnul Iisus Hristos, pentru că cine are pe Fiul are viața veșnică. Cine crede în El are viață veșnică și a trecut din moarte la viață. Crede că dacă te afli în mâna Domnului Iisus, nimeni și nimic nu te va putea smulge de acolo. Ești în loc de protecție cum nimeni altul nu este. Dacă nu faci parte din turma lui Hristos și nu te afli în mâna Lui, primește-L azi în viața ta ca Mântuitor și Domn și vei primi iertarea păcatelor, mântuirea sufletului și siguranța vieții veșnice. O mare bucurie va inunda inima ta și pacea lui Hristos va stăpâni peste sufletul tău.